oprit mașina cu poliție. Și o să vină acuși cu spatele în parcare. Au, e o misiune aici. În celălalt echipaj am văzut doi polițiști stând la telefon fără mască. Și aici încă unul fără mască. Așa. Și colegii tot mască ar trebui să aibă. Sunteți familie sau de ce nu purtați mască? Sunteți familie sau de ce nu purtați mască? Și echipajul de poliție nu trebuie să poarte mască, nu sunteți la servici, nu riscați să vă infectați și să transmiteți virusul mai departe. Încălcați legea 55 de anul trecut, nu? Înțeles. Halal și rușine. Și aici al doilea nu-și pune mască. Ăștia tot familie o fi, cred că. Vă puneți mască numai de ochii lume, nu? Am observat că nu purtați mască, nu purtați centură în timpul mersului, nu încălcați legea în felul ăsta. Cine v-a supărat, domnul meu? Dumneavoastră m-ați supărat, că încălcați două legi. Ce s-a întâmplat, domnul? Legea despre circulație, nu purtați centură când sunteți în mers și nu purtați mască când sunteți în spațiu public. V-am văzut în mașină pe amândoi fără mască. Aveți dovezi că nu purtau colegii noștri? Am dovezi, da. Și ce? Ar trebui să vă amendați, dar cred că nu puteți să vă amendați unul pe altul, nu? O să trebuiască să vadă șefii dumneavoastră să vă depisească măcar disciplinar. Am înțeles. Să ne prezentați și nouă un buletin, vă rog frumos. De ce, vă rog frumos? Pa să știu și eu cu cine vorbesc. Oleg Gregă mă numesc. Am prezentat în fața dumneavoastră. Vă știm. Eu sunt agent Bandă la secția 17, am prezentat, să vă prezentați dumneavoastră. Vă rog să-mi spuneți de ce mă legitimați. Păi v-am spus ca să știu și eu cu cine vorbesc. Oleg Gregă mă numesc. Ok, nu e rău, să-mi spuneți și data noastră. De ce? Ca să ai legitimare, de ce mă legitimați? Sau vreți să mă intimidați? Credeți că o să mă intimidați în felul ăsta? Că mă legitimează acum, pentru ce mă legitimează? Pentru că la... Oleg Brega, da? Da. Și faceți bani în treaba asta, așa, 26, din... aveți vizualizări? Nu, 26 la 10. La 10? Suntem pe live acolo sau faceți suntem? Da. Pe live, nu? Și sunt acolo urmăritori? Avem urmăritori acolo? Asta e treaba mea. Se ne-ar interesa și pe noi. Dacă v-ar interesa imaginea poliției, ați purta și mască și centură și v-ați purta responsabil cu oamenii, dar așa mă legitimați doar ca să mă intimidați. Dacă dumneavoastră vă simțiți intimidat, nu știu de ce. Dar care e motivul să mă legitimați? De ce? Pentru ce m-ați legitimat acum? Am zis de 3 ori, am zis și eu, chiar vreți să vă spunem de atât? Că e în căutare o persoană cu semnalmentele mele, da? Dar ce nu vi se pare așa? Se pare o invenție aberantă pe care o folosește poliția ca să abuzeze oricând. Vi se pare, eu v-am spus motivul și asta este foarte simplu. Ne spuneți datele, vă legitimăm. Mai ales că mă cunoașteți, e clară intimidare. Știe că e pe internet, numai cu asta mă ocup și doamna tot așa. Trebuie să mă schimbă datele complete, nu doar numele. Datele complete le întreb când e un temei legal, când e un motiv, nu ca să intimidez omul. Cine zic că vă intimidați? Eu zic că mă intimidați. Nu, dacă mă legitimează poliția fără temei, asta e intimidare, asta e comportament de mafie cu epolet. E comportament de... Poliția este un comportament suspect al dumneavoastră. De ce ar fi suspect? Că eu vin și vă atenționez că sunteți fără mască în mașină amândoi. Asta vi se pare comportament inadecvat? Dumneavoastră sfidați. Sunteți persoane publice, plătiți din bani publice. Sunteți persoane plătiți din bugetul public. Obligați să respectați și legea 55 de anul trecut. Știți că nu suntem persoane publice, da? Dar ce sunteți? Cunoașteți legea, da? Dar cui vă subordonați? Ca să știți. Sunteți în slujba ministrului, da? Ministrul v-a angajat pe banii lui. Ministrul v-a angajat pe banii lui. Cunoașteți legea, da? Ministrul v-a angajat pe banii lui. Au și datele? Verbo. Deci n-aș spune niciodată data nașterii că nu ies dată. Mai spuneți-o dumneavoastră odată cum vă numiți. Da,
Dar v-am spus, nu vă este nici eu nu vreau să repet. Nu vreau să vă spun. Nici eu nu vreau să repet. Nu o să repetați, cum o să repetați. Păi nu o să vă prezentați și dumneavoastră. Deci m-am dat la cunoștință legal, că refuzul de legitimare. Eu m-am legitimat. Ia uite, doamna mă caută. Doamna mă caută, dacă nu știți voi să scriți. Dacă nu știți voi să scriți, e rușine și descalificant. Deci dacă ați venit să ne luați la mișto aici și să râdeți de noi. Eu am venit să vă atenționez că nu purtați măști și centuri. Dar eu vă atenționez pe dumneavoastră și centuri. Nu redați datele. Ei au venit în fața dumneavoastră, i-am filmat cum au intrat aici. Deci vă rog, i-am filmat cum au intrat aici. Conferiți-ne datele. Vă rog, încă o dată să-mi spuneți cum vă numiți. Vă spun să ne spuneți datele. 26/10/1973? Da. Este corect, da? Da. Greșit. Nu. Poate nu scrieți bine Brega Oleg. E problema dumneavoastră, atunci arestați-mă. Numele de familie? Numele de familie, spune-mi. Care este numele de familie? Brega. Totul, asta. Brega. Brega. Abuz polițienesc. Ca pe timpul lui Ceaușesc. Să știe toată lumea ce se întâmplă în Românica. Și în timpul ăsta trece pe alături persoana pe care o căutați. Halal, halal organ. Halal organ. Sunteți multe, nu dumneavoastră. Halal organ. Vă văd foarte cool, nu? Halal organ. Deci vă faceți de râs. Să execută un filtru și vă spunem la revedere. Și filtrul ăsta nu trebuie să poarte. Filtrul ăsta nu trebuie să poarte mască, nu trebuie să poarte șapcă, nu trebuie să poarte civilizat cu oamenii. Filtrul poartă, este legal. N-ați purtat mască, am în sus patru. Să nu mai intervenți că executăm un filtru, o acțiune polițienească, da? În filtru trebuie să purtați mască. Nu mai în filtru trebuie să purtați măști amândoi, tu patru, iar ei care sunt circulații trebuie să poarte centură. Vezi masca la tu patru? Altfel ați încălcat legea 55 și statutul poliției. Pe trotuar, să pietoni. Și v-ați făcut de râs tu patru. De râs v-ați făcut tu patru. Halal organ, rușine, demisia. Hai să-l batem să-i luăm camera. Deci vă mai aducem la cunoștință odată că nu suntem persoane publice. Dacă ne puneți cumva online, să știți că o să fiți dați în judecată ca să știți cum, dacă știți legea, sunteți un om. Dar care lege? Deci care cunoașteți lege? Legea, da, nu? Care lege? Deci cunoașteți care legea, lege, nu? Vă rog. Eu v-am spus că o să fiți dați în judecată. Deci, a, nu știți legea. Nu știți legea. Eu moftat dumneavoastră personal. Vedeți că sunteți pe un spațiu verde aici, dacă așa. Nu sunteți pe trotuar. Așa. Și v-am rugăminte, pietonul merge pe trotuar, nu pe spațiu. Dar eu nu merg, eu filmez acum, eu documentez un abuz polițienesc. Filmați din aer? Eu documentez un abuz polițienesc. Sunt minunat, sunt extraordinar. Documentez un abuz polițienesc în statul polițienesc Românica. De 14 ani membru a Uniunii Europene, dar drepturile omului se încalcă ca pe timpul lui Dragnea și Ceaușescu. Halal și rușine. Tu patru erați fără mască, ăștia doi au venit fără centură. Să văd cum o să plecați acum, dacă plecați. Pe Curaj TV să mă căutați și mă dați în judecată că v-am încălcat viața privată.